cu rugămintea de a fi transmisă familiei și mai departe a urmat ca familia să respecteze autoritățile judiciare, să aibă o atitudine, să o vedea care, să mare că nu de teroriști. Cum se acum după 20 de ani? Acum am primit noi dosar. Bă. Nu, da. Cred că până acum nu l-am avut. Văzute ca nesemnificative. Coroborând elemente de informații. Nu, da, ei au mai făcut la Maie sau la noi cerere pe zona asta. Nu le dea o răspună ceva informat. A fost întâlnit la S-a încercat o confuzie între cadavrul acelui terorist pe care l-am încercat atunci și cadavrul jurnalistului. Cadavrul jurnalistului nu putea să remarcă calificat, nu putea să confunda cu alții celelalte persoane. Jurnalistul avea asupra lui camera de la început, datele, documentele, documente, care, bani, deci era exclusă o confuzie. O comisie militară care a încercat să arate că acel cadavru transportat din NASA a fost al lui Bucă, care era fost găsit cu vreo mai târziu. Din documentele acestea, se spune ce te-am dat o cameră, ce mai este? Se spune că a fost redat la ambasade. L-am rugat să verifice pentru că noi nu avem decât un proces verbal al unor militari care spun că ar fi predat ambasadei, cum trebuie să fie ambasadei, fără să mai spun alte date. Și care fost de față și de la unici mai militari care au dat de la militari. Ei au predat un personaj din directorul de relații cu ambasadei, că vreau că așa trebuie a fi transmisă ambasadei. E foarte posibil să se cadă cu sătărul din oameni din viață, cu oameni din viață. Da. El a fost văzut cu o oră înainte de a fi găsit mort, filmând. Dacă nu. Nu are de înțeles că e un moment de amintat în procesul de comentarii la care nu știu. Oricum, are ei nu reu. De îndată și a primit consultarea a doua și ne-a contactat. Nu pot să spui că n-are acționat în noi. Intenția noastră este să contactăm pe toate cele 7 ambasade. Așa. Ca să... Puteți să relați ca să... Deci intenția este de a contacta toate cele 7 ambasade, 7 ambasade, cu doamna noastră, da? Pentru a lua contact cu toți ambasadorii și, bineînțeles, la rândul lor să ia legătura cu familiile și să le și pe timpul. Sigur. Adică să-l gândim după ochii după dosarul... Că rămânem ambasadorilor și vrem și să facem curierea domnului Șechin. Important este ca familiile să știe că în România mai există cineva care încă mai luptă pentru stabilirea adevărului, inclusiv a familiilor, a celor și ziariști din străinătate, mă refer acum, și că au un sprijin în noi și, bineînțeles, invităm, după ce vor lua act de documente și de dosar, să depună mărturie, să depună plângere în acest dosar. E foarte important. E și o datorie morală. Nu m-a fi fost mai rar, nu știu ceva. Dar ați intrat deja în poziția informațiilor privind și ceilalți de la risc în alte state.
Nu, dar dacă e... Probabil că dacă îl luăm pe toate 108, probabil că vom intra. A, pe măsură ce vei face, pe măsură ce vei... Deocamdată nu am zis despre Gălgeanul acesta. Despre Gălgeanul și despre Gălgeanul de Calderon? Și despre Gălgeanul. Despre el s-a făcut o comisie rogatorie, deci acolo sunt documente care au fost făcute între procurorii români și procurorii franceri. Deci, ar trebui să existe inclusiv în Franța documentele respective. Este un rezultat, evităm și ca aceste care să mă așez. Dar acum zice oamenii ce am băsat din cele astea, nu se întrebă. La cine să te intereseze? La eu? Păi nu, la cine se intereseze? Noi la cine ne-am intereseze? Păi noi ne-am ambasade, ne-am adresat de 20 de statutul diplomatic, pe de altă parte. Păi diplomatic permite, când un cetățean al țării mele este împușcat într-o țară. Sigur că, dar mai e, trebuia, nu l-au contactat, mai e. Probabil că adrese formale s-au făcut la...